lugojenii care nu își îngrijesc șanțurile și rigolele vor fi sancționați, scrie lugojexpress.ro. Primăria municipiului solicită tuturor asociațiilor de proprietari, precum și tuturor cetățenilor, să ia măsurile care se impun în privința realizării și întreținerii în permanență a șanțurilor și rigolelor de scurgere a apelor pluviale, în vederea evitării inundațiilor ori a stagnării apelor. Reprezentanții municipalității lugojene au anunțat că persoanele care nu-și vor întreține șanțurile și rigolele de scurgere a apelor pluviale vor fi sancționate cu amenzi cuprinse între 50 și 100 de lei.